se anunță continuă ședință de jucat, 2 octombrie 2015, orele 16.05, în direcția Americană de Direct, cu numărul 2844, bară 15, Traistean, Gheorghe, Tădreicu, Vulcan și Oleg Vrega, privind încasarea prejudiciului material. Se constată că sunt toți participanții prezenți la ședința de judecată care a fost ședința trecută, prin urmare, domnul Străseanu s-a anunțat de rupere de reprezentare către stanța de judecată, un alt CD cu un registrat. Da, un alt stanța, văd de medierii că nimeni asta au scos de pe site-ul lui registrez, de specialist care eu l-a rugat, nu mai are de unde să și eu consider că este de probe la dosar, rog să finisem mai repede de dosar. Prin urmare, alte probe care urmează pe cercetate la solicitarea domnului reclamant, nu sunt? Nu sunt, dar spuneți-i să mă registrez, să ești primit? Domnul, ce am pierdut? Doar la deschidere și la pronunțare de preț. D'acord. Eu am crezut că o să mânăm iar, dacă vine fără cea mai, da? Prin urmare, au fost analizate fix materialele. Dacă nu sunt alte completări, înseamnă că după discuții posibilitatea fiind să reexaminare în fundatoare. Da, da, chiar posibil. Înseamnă dispune finisare examinare în fundatoare cu trecerea la susținerile verbale. Vă rog, domnul Crăseanu, vă reiterați ce solicitați în stanță de verbale. Da, eu foarte scurt, că deja mai mult dosar de trimit la viză de reședință la Sângerie, așa că aici n-ați mai întâlnesc cu dânsul mai acolo. Ieri am mai trimis două dosare, chiar nu se liniștește. Și eu rog la cauza dat foarte scurt, în roate stanță. Există, eu v-am prezentat probe foarte clare. Într-o acea zi, la 23 februarie, a fost o comandă care a fost întreruptă de Oleg Vrega și de polițist, o familie grea, este scrisă în părinții acolo, tot rău, nu știu cum este ce dumneavoastră. Este înregistrarea dumneavoastră, ați privit polițistul cum declară că se suspendă activitatea în timpul controlului, lasă și-a făcut o suspendată activitate. Este bunul de caz prin care eu am restituit, omul cerut banii înapoi, pentru că veniți și-o văd, doamna asta a făcut ce trebuie acolo. În rest, eu v-am prezentat într-adevăr toate documentele și toate probele la cele care le-am anexat. Și eu solicit totuși să vă aplicați legea, nu știu altceva, și să admiteți cererea înaintată integrală. Atât. Domnul Plecan? Eu mă consider nevinovat și cred că am făcut uz de drepturi fundamentale, dreptul de a mă informa, de a mă exprima și de a seziza organele abilitate pentru verificarea legalității. Consider nefondate acuzațiile domnului Străisteanu, mai degrabă e o formă de hărțuire a mea pentru că îi deranjez afacerile tenebre. Da, dar rog să-i vreau să anexați în urmă instanță, făcând referire la acțiunea înaintată de reclamantul cu zărăm abuzivă și obținut teme juridic, pe parcursul examinării cauzei am sunut că cere chemarea judecată este neîntemeiată și pasibilă respingere din motiv ce urmează. Conform articolul 52-53 din Constituția Republicii Moldova, orice persoană dispune de dreptul de a adresa cere sau petiții organelor statale și autorităților publice locale, care limitele competențelor și încheierile stabilite, sunt obligate de a examina cere și petiția respective și de a răspunde motivat la acestea. Și director cauzei civile cu numărul 2-28-44-15, Ignatul Dujo Bucanic, comunitatea judecător Cărinilor Sagre Fer, Maria Cărceva, Igor Bornuc, Alexandru Sine Instanție, ședință de judecată public cauza civilă, cea de primară judecată, Străsteană Gheorghe, către lucrator de poliție Bucanic, ofițer operativ de sector Meteo Ștefan și Prega Oleg, prin încasarea prejudiciului material. Cu participare reclamantul Străsteană Gheorghe, părântul Oleg Prega, reprezentantul părântul Oleg Prega, avocată Tatiana Puiu, în putrânsă baza mandatul numărul 0406923 din 14 iulie 2015, lipsa părântul Meteo Ștefan, care precerea societate examinare în lipsă, lipsa reprezentantul părântul inspectoratul de poliție Alexandru Frumosu, în putere să vază procurii numărul 8258 din 15 aprilie 2015, care prin cerere temeiul articolul 206 a societate examinare lipsă, temeiul articolul 206 la 1, 236, 238, 241, 362 la 1, codul de procedură civilă, instanța de judecată hotărăște. Cererea de chemare judecată, înaintată de Străsteanu Gheorghe, către inspectoratul de poliție Buicani, ofițer operativ de sector Meteo Ștefan și Prega Oleg, prin încasarea prejudiciului material, se respinge ca neîntemeiată hotărârea că poate fi atacată cu apel, fără de apel Chișinău, în termen 30 de zile, de la dat pronunțării dispozitiv, prin detrimentul judecătorii Buicani. Vă ridicați copii dispozitivul hotărâș, ne-ați întrucat să vă înțelegeți.